Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Hai mă, hai mă că te fac. Ah, ia uzi mamă. Dă repede telecomanda. Ia uite, uite. A adoptat cu 19 abțineri declarația prin care își afirmă deschiderea pentru unirea cu Republica Moldova. Ha? Hai mă, mamă, mă că trăim zile istorice. Ia uite. Gata. Să face unirea. Să face, mami, vin frații noștri. Frații noștri? Da. De când ești tu așa cu frații noștri? Când vine frate tu de la Moreni să stea două zile la noi, strâng de nas. Mai dă-l încolo, mamă, dă-l încolo patârnătorul ăla. Ce aici e vorba de frații noștri, de peste Prut, fată, visul unui popor, visul unei nații, pământul românesc rupt din trupul țării. Auzi? Da. Ia mai lasă-mă, parcă văd că ne unim cu Moldova și o ia vreunul. Ce s-o ia, mamă? Cum s-o ia? Nu ia nimeni, mă, cine s-o ia? Ce să fac cu ea? Un s-o ducă? Facem România mare, mamă, România dodoloață, iubita! E, ce s-o ia, cum s-o ia? E? Așa cum au luat păduri, așa cum au luat munți întregi, cum au luat case, așa o să ia și Basarabia. Vine unul care are acte pe ea, un Hrebeciuc, un Caterinciuc, un Niminciuc și aia e. Îi fac acte ăștia de la retrocedări. Dacă dă cât trebuie, unde trebuie să rezolvă. Mi-ești reticentă, să înțeleg. Auzi, reticentă e... Am zis să nu mai spun nimic de maică, dacă e femeie, ok. Dar nu știu, nu știu cum ai ieșit tu așa. Ia stai, dragă, ia uită-te la mine. Uită-te la mine, Mariano. Adică tu ești împotriva unirii? Ești împotriva la treaba asta cu unirea? Tu nu vrei să ne unim cu frații noștri? Mă, Mariano, mă, tu ai ceva cu mine? Ai ceva cu poporul ăsta? Mă, că-mi sare țandră acum, mă, ia bă, aici, bă, știi cum fac că mă enervez? Ce să ne unim, dragă, cu alții? Tu nu vezi că noi nu suntem uniți, nu între noi? Ce contează? Pentru ce să ne unim? Tu nu vezi că nu ne mai înțelegem om cu persoană? Așa, ca să fie nebunia mai mare? Sau pentru ce să ne unim? Să ne unim și noi, Mariano, să ne unim, să fim mai mulți, să fim... Păi tu nu vezi ce sărăcie e la noi? Mie. Îți imaginezi dacă mai vin și moldovenii aia ce o să fie? N-avem noi moldovenii noștri? Tactul e moldovean și uite ce a făcut. Nu, no, nu, no, e clar, dragă, dacă ai început cu de-astea, nu, n-ai, iartă-mă, n-ai viziune, n-ai, nu, ești un om mic, ești un om mic, dragă, nu vezi în viitor, nu proiectezi, nu, n-ai anvergură, Mariano, anvergură, ce, bă, românul, sunt... Să-și sugă așa de sub unghii. Ce viziune, dragă, lasă-mă cu viziunile astea. Că m-am stăturat de viziuni. Ai mai avut o viziune de-astea și la Revoluție. Și când ai ieșit Constantinescu. Și când ai ieșit Băsescu. M-am stăturat de viziuni. De viziune în viziune, am ținut-o de m-a luat amețeala. Viziune, dragă, viziune, nu înțelegi nimic. Să facem România mare, să fim și noi acolo pe locurile 3-4 în Europa. Ca mărime, e altceva. Ursul Carpatin când se ridică așa în două picioare. Ursul Europei, să ni se zică, Mariano. Să fim și noi acolo. Unde ne este locul? Stai, dragă, liniștit, că mă sperii. Îl aveam eu pe unul în clasă, unul mare, așa. Ursul era porecla lui, era cel mai prost. Degeaba ești mare dacă n-ai nimic în cap. Nu e, mă, așa e la noi, mă, mamă. Așa e, nu e voință, nu. Cum încearcă unul să facă ceva? Cum sară îi lalt să-i dea în cap? Suntem cu, lasă, bă, că ce să facem noi? Lasă că nu contează, lasă că... Și uite, mamă, cum trece istoria pe lângă noi, mamă. Luasem și eu, Mariano, luasem și eu o șampanie să sărbătorim, mamă, să puțină șampanie pe trupul țării, pe niște strope așa măcar, dacă înțelegi ce vreau să zic, dacă... Nu te înțeleg. Nu. Hai că deja m-ai enervat. De ziua mea n-ai venit cu o sticlă de șampanie. Păi... Ai luat bere pe care ai băut-o tu. Mi-am băut-o, mi-era sete, ce să... Hai, mă, Mariano, mă, hai, mă, să facem și noi unirea, cum ar veni, să sărbătorim eu cu tine, dacă înțelegi ce vreau să zic. Tu ești mai bun, ca să zic așa, la unirea mică. Ia,
mare. Nu, ce? Ce să spun, asta a fost o glumă, da. Odată să ridică ursul românesc, mamă. Ursul și să vezi cum urlă. Păi își dracă din gură că trezești copiii. Hai, gata că mâine mă scol de vreme, mă duc la muncă. Ce e, mă? Ce? Ce e, mă? Ce e, mă? Mă joacă România, mamă. Ursul românesc își are revanșa în fața Suediei. De 24 de ani îi așteptăm pe ăștia, mamă, să-i batem. E-he. Ursule. Hmm? Stai, dragă, că... Auzi, vezi să nu te unești tu singur de atâta fericire. Orică ar fi prima dată. Hai, băieții! Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Gata, gata, s-a lipit și Nea Livache la Unire, păi da. Iar ședința de azi din Parlament a fost într-adevăr istorică. În momentul în care se pronunță atât de răspicat din partea oamenilor de la vârful statului, vrem unire și o vrem repede, asta da, înseamnă foarte, foarte mult. E un semn clar de voință comună. Ce mă miră pe mine foarte tare este că un astfel de discurs, atât de tranșant, atât de limpede, poate să aibă loc fără niște negocieri prealabile, fără acordul dat de Bruxelles și fără niște tatonări cu Rusia. Evident și cu Rusia, că e și Rusia în jocul ăsta în care noi părem ușor inconștienți. Ce vreau să spun e că nu văd mari diferențe între băieții ăștia din Parlamentul nostru și bunicul meu din Botoșan, Dumnezeu să-l ierte, care plângea în timp ce vorbea despre unire după 3 pahare de vin. Eu vreau să ne unim cu Moldova. Vreau să fim împreună în Europa, dar ca o singură națiune. România a fost puternică atunci când a fost unită. Și va fi unită. Și va fi puternică. Acesta este idealul nostru. Cum ar fi? Cum ar fi, mă, să-l vedem pe Nea Livache frumos, așa, intrând în Chișinău, călare pe un cal alb. Mă rog, dacă nu găsește un cal alb, se oferă un vicepreședinte mai slugarnic din PSD să-l ia în cârcă. Mai face și el. A, sau Vanghelie, da, cum face el. Îl îmbrăcăm în alb și aia e. Că dacă nu o face Dragnea, o face Nea Traian. El e veteran pe acolo și a luat și cetățenia. Nu știm dacă o mai are sau a pierdut-o. Poate a uitat-o pe la vreo masă pe undeva. Dar oricum, cert e că-l știe lumea, are public. Zici că e rockstar, nu așa? Ia uite. Această scenă, domnule Băsescu. Cu aplauzele de rigoare, bineînțeles. Bună ziua și bine ați venit la Strășeni, domnule Băsescu. Vă mulțumesc mult! Unire! Ei, Nea Traiane, păi facem reclamă la tărie, tată. Da. E, dar dincolo de aceste glume proaste, într-adevăr e un moment istoric. Un moment în care ai nevoie, cum ar zice Daia, de oaie. Important mi se pare că până la unirea cu frații noștri s-a făcut un mic pas și spre unirea noastră. Documentul votat astăzi în Parlament a fost discutat de PSD cu ALDE, cu PNL, cu PMP. Iar ăsta e mare lucru. Puh, să nu vă de ochi, auzi. Am lucrat aseară cu câțiva colegi, cărora le mulțumesc, domnului Călin Popescu Tăriceanu, domnului Benoni Ardelean de la PNL, domnul Tomac de la PMP, colegul nostru Cristian Dumitrescu. Suntem, să nu uităm, într-un moment în care mai multe țări
expulzează diplomați, mă rog, așa zici, diplomați ruși, dă-i cu stele pe umăr. Suntem într-un moment în care toată lumea este cu ochii pe Vladimir. Ce o să facă Vladimir? Ce măsură o să ia și el ca răspuns? Că nu rămâne Vladimir dator, nu-i place, am înțeles. Revenind la ce a fost azi în Parlament, of, Doamne! Obositoare momentele în care se face pomelnicul celor prezenți. Domnule Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților. Doamna prim-ministru al României. Maestatea voastră. Domnilor foști președinți ai României. Domnule președinte al Senatului. Prea fericirea voastră. Distinsă adunare. Da, i-am auzit menționați pe toți onorabilii, toate altețele, toți stimabilii, în afară de unul, președintele României. Strania absență, nu credeți? Ciudată poziționare a președintelui Klaus Iohannis. Pentru că nu e așa, istoria reține tușele foarte groase. Partidele au vrut, Dragnea și-a asumat, iar președintele, canci, stătea pitit la Cotroceni. De ce? Chiar când se citesc toți onorabili și stimabili la început, nu se poate face ca în reclamele de la TV cu suplimente alimentare? Prefericitul custod de coroane, excelența sa, dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Nu există multe cuvinte atunci când moartea lucrează cu cifre. Da, de multe ori moartea se joacă așa cu o matematică prea crudă. 5 oameni mor zilnic în România din cauza accidentelor rutiere. Doar anul trecut, la nivel național, s-au produs peste 8600 de accidente rutiere grave. În urma acestora, aproape 2000 de oameni și-au pierdut viața și peste 8000 au fost răniți grav. Asta arată datele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație. Doar în capitală s-au înregistrat 470 de accidente în care au fost rănite peste 400 de persoane, iar 74 de oameni au murit. Evident că pentru noi e o luptă pierdută aceasta cu drumurile, cu autostrăzile, cu infrastructura. Aproape 30 de ani în care puterea, opoziția, președintele, mă, toți, indiferent de nume, n-au reușit să se pună de acord asupra unui proiect de investiții în infrastructură. Un proiect pe care, indiferent de guvernare, să-l ducem la îndeplinire. Nu e doar jenant ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, e crimă, domnule. Putem oare să-i zicem altfel? E, de ce nu pot acești băieți să se adune și pe proiecte concrete, directe, care produc o viață mai bună pentru cetățeni? Sau acele proiecte sunt mai grele, nu-s doar așa din gură? Nu știu ce să zic, mă. Reavoință, hoție, prostie, câte mult din toate. Că despre viziune, despre viitor, se prea poate ca atunci când noi o să facem niște amărâte de autostrăzi, ele chiar să nu mai însemne nimic, să fie cum sunt căruțele acum. Oricum nu o să le facem, da, zic și eu așa. O mare, mare discuție în acest moment la nivelul Europei este despre mașinile diesel. Anglia, Italia, Norvegia, Germania, da, Germania, patria mașinilor, au setat deja planuri pentru următorii ani de a renunța la diesel. Mașini electrice, tati! Întreg mapamondul se află în circulație peste 2 milioane de autovehicule propulsate electric. În Europa, politicienii din Olanda sau Norvegia și-au propus ca din 2025 să autorizeze numai vânzarea mașinilor electrice. Iată cum arată o parcare în Oslo. This is a typical parking place in Oslo. That's Tesla, electric, ICE car, my car, electric, Tesla... Electric. În timp ce în vest se înnoiesc parcurile auto, în România noi conducem mașinile la care alții renunță și uite așa ne înnecăm în noxe. Asta nu înseamnă oare că se schimbă și industria de mașini? Nu înseamnă că va fi o imensă reconfigurare a industriei auto? Aici înțelegând și transportul de mărfuri, evident? O, ba da, asta înseamnă! Unde suntem noi în toate schimbările acestea care se pregătesc? Ca de obicei, niciunde. Nu suntem niciunde în mai toate discuțiile de astăzi. Viitorul pe care îl gândesc și îl pregătesc alții, îl vom primi și noi prin poștă la un moment dat. Băi, românache, uite cum e lumea, vezi și tu cum te descurci.
În timp ce alții fac lucrurile în realitate, noi vom face tot desene la flipchart ca papagali în platouri de televiziune. Țineți minte asta, 5 morți pe zi în accidente auto. Atentatele teroriste omoară zilnic mult mai puțini oameni, probabil. Vinovații sunt toți ăștia care mănâncă rahat zilnic la televizor despre ce or să facă ei dacă îi votăm. Și, desigur, cumva noi, pentru că îi votăm. Iar a ajuns Dragnea în America, tati, de data asta în ziarul The New York Times, care îl plasează pe daddy al nostru într-o combinație cu Donald Trump, cu armament, cu un afacerist american și cu doi politicieni africani. Ca în filme, ce să mai... Ideea e că afaceristul american a început să prindă niște angajamente beton fix prin țările conduse de câțiva băieți pe care i-a dus el să se vadă cu Trump în 2017, când Mr. Donald tocmai câștigase președinția Statelor Unite și începuse niște ceremonii de investire pe modelul masa, felicitările și poza. Este un eveniment important la care eu am primit o invitație și am decis să o onorez. Administrația prezidențială de la noi a anunțat că România nu va fi reprezentată la Washington de șeful Camerei Deputaților, ci de ambasadorul George Maior. Reprezint pe cine trebuie ca să nu se supere cine nu trebuie. A primit omul o invitație și s-a dus. Ce era să facă? Voi ce ați fi făcut, mă? Doar știți cum se spune: nu te duci, nu-ți vine. Mai ales că are și el niște planuri, nu? Nu, nu mă refer doar la Irinuca, să lasă, mai vorbim noi prin 2019. Așa, rămânem puțin la momentul acela, ianuarie 2017. Știți că s-a făcut mare vâlvă, iar multă lume s-a întrebat atunci: dom'le, dar cât o fi dat Dragnea sau PSD-ul pentru ca el și Grindeanu să intre la petrecere? Sau altfel, cât au costat, frate, pozele alea cu Dragnea, Grindeanu și Trump? Acestea sunt cele 6 fotografii cu care Liviu Dragnea face senzație pe internet. Se pare însă că aceste întâlniri restrânse ale președintelui Donald Trump costă enorm. Presa americană scrie că prânzurile și cinele organizate de Comisia Prezidențială ar avea tarife care pornesc de la $250.000 și pot ajunge până la $1.000.000. E, între timp s-a așternut tăcerea. Acum vreo 2 luni, afaceristul american a semnat la București un acord de cooperare, atenție, cu compania Romarm, în prezența ministrilor economiei și apărării. Ce? Nu știați? E, nu-i nimic, nu-i vina voastră, nu-i nici vina noastră. A fost un eveniment fără presă, fără comunicate, fără publicitate. Oare de ce? Au apărut 2 știri pe net, dar au trecut oarecum neobservate. A, nu, n-a fost un eveniment secret, domne, ci doar discret, după cum a explicat Ministerul Economiei. Discret, da. Cum știți voi să fiți discreți când pregătiți o nenorocire? Aolo. Bine, oficial nu s-a vândut și nu s-a cumpărat nimic. Neoficial ar fi fost vorba de un nimic de ăsta de 180 de milioane de dolari. Și uite așa, din nimicul ăsta s-a insinuat ideea că până la urmă cam asta a fost, domne, plata pentru invitația lui Dragnea. Fabulații, desigur. Nu v-ar fi rușine, mă, să comentați la modul ăsta tendențios? Păi domnul Dragnea nici măcar n-a știut de acest acord, mă. Ce aveți, mă, sunteți cu Sorcova? Eu n-am fost la acele 2 ministere cu domnul Broidi. Altcineva a fost. Cine dacă sunt, dar știați despre... Întrebați ministrii. Dar știați despre... Ministrul din actualul guvern? Acorduri? Am aflat din presă. Ați văzut? Ați văzut? Vă luați de omul ăsta nevinovat. Ce treabă are el, mă, cu ce fac ministrii lui de la economie și apărare? Domnul Andrușcă și cu domnul Fifor, care sunt totuși dita mai demnitarii, domne, au și ei o agendă, o prestanță, niște responsabilități, sunt maturi, sunt... Deci să vă intre bine în cap, românilor. N-are nicio legătură. N-are nicio legătură deplasarea mea în Statele Unite cu acele contracte. Da, șeful, am înțeles, se poate să trăiți.
Nu, acum serios, ce e asta? Ce atâta mister, domne? Așadar, cine a fost cu cei doi miniștri când au semnat acordul cu afaceristul american? Că domnul Dragnea n-a vrut să ne spună, deși cam bănuim la cine se referea el. Mai ales că n-am uitat ce a spus după întâlnirea cu Hans Klemm, că e cam supărat pe americani. Și fiți atenți, au trecut mai mult de 24 de ore, iar Andrușcă și cu Fifor, mucles, bă, nu s-au arătat. Nimeni n-a mai ieșit cu vreo explicație. Spuneți, bă, băieți, ce vă ascundeți atâta? Hai că am dat deja 2% din PIB pentru apărare. Ne-am împăcat cu ideea, suntem proști, asta e. Dar măcar să știm și noi, ce atâta mister? Domnul Andrușcă, zi tu, mă, băiatule meu, bagă tu, mă. S-a aprobat nota de constituire a Comisiei Interministeriale pentru elaborarea proiectului de lege a redevenților. Domnul ministru, vă rog frumos, opriți-vă! Fraților, ce mai e cu revoluția fiscală? Se mai trage? Au venit și teroriștii? Teroriști fiscali, da, cred că asta au fost toate guvernele, niște teroriști fiscali. Cum e, mă, să faci o mega revoluție fiscală și după aia să stai săptămână de săptămână să dai ordonanțe de urgență ca să schimbi ce ai făcut în revoluție? Mă, cât de imbecil să fii! Nu, nu, nu-i retorică întrebarea, uitați cam atât de imbecil. Un milion de oameni așteaptă încă să poată să-și plătească dările pe venituri la stat. Mai durează aproximativ o lună, spun cei de la ANAF. Atunci se preconizează că va fi gata varianta finală a formularului unic pe care îl vor avea de completat. Dobitoceală tipică. Dăm legi, dăm ordonanțe, după care, băi, ia gata, acum mai avem nevoie de 3 luni să facem formularele. Hai, porniți tiparnițele, să se ducă în lume vestea revoluției fiscale. Chemați-l pe doctorul Che Guevara să dea la radio în toată țara. Nu știu dacă ați observat, dar parcă și oamenii s-au mai calmat. Da, cetățenii. La modul, lasă-i frate, lasă-i frate să se agite. Peste o lună schimbă iar, n-are sens să mai știm despre ce e vorba. Acum mangleala, cum ar spune profesorul de cardeală Vanghelie, da, e cu declarația unică. Dragi români, pentru voi, că sunteți unici, vom face declarația unică. Aveți răbdare? Aveți răbdare vreo 30 de ani, că o facem, da? Ea va cuprinde 7 formulare. Îi vizează în principal pe cei care au depășit plafonul de 12 salarii minime brute pe economie, în total 22.800 de lei. Hai că e frumos! Declarația unică are în ea 7 formulare. Ea este, faceți cunoștință cu declarația unică. Declarația unică e unică, dar conține 7 formulare, 4 dosare și 3 tipizate. Dragi români, rămâneți în fața televizoarelor. Revoluția fiscală continuă. Avem informații că s-a otrăvit apa la Buzău, iar dinspre Fetești se apropie 3 elicoptere de luptă. Aoleu, am pus-o. Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. Și credeți că doar la autostrăzi suntem codașii Europei? Nu, tăticu, suntem praf la toate capitolele. Nici măcar diplomați ruși nu știm să expulzăm la același nivel ca statele civilizate. Un singur rus am reușit, oameni buni, să declarăm persona non grata. Unul singur, vă dați seama? Păi ne comparăm noi cu americanii care nu doar că au expulzat 113 diplomați ai Moscovei, dar au închis și consulatul rus din Seattle? 14 țări europene și Statele Unite ale Americii expulzează diplomații ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul Skripal. Bine, fiecare țară a contribuit și ea cum a putut la expulzările astea. N-a existat o cotă fixă, ca procentul din PIB pe care NATO vrea să-l alocăm pentru apărare. Fiecare a expulzat după cât l-a lăsat inima. În același timp, Germania, Franța și Polonia au anunțat expulzarea câte 4 diplomați ruși. Cehia și Lituania vor expulza câte 3, Olanda 2, Letonia 1 diplomat. Oricum, e de înțeles de ce am trimis acasă un singur diplomat rus. Păi noi ne-am arătat dezaprobarea față de Moscova și în alt fel. Noi am decis să boicotăm campionatul mondial de fotbal din vară și nu-l boicotăm, mă, doar așa ca alte state, mamă, ne trimițând oficial la ceremonia de deschidere și la meciuri. Nu, tăticu, noi boicotăm campionatul mondial de fotbal cu toată echipa națională. Și asta arată cât de prevăzători suntem, pentru că decizia am luat-o cu mult înainte să fie otrăvit nenea ăla.
La al doilea penalti din acest meci, Lewandowski! E 3-0 pentru Polonia! E, vedeți, vedeți, asta înseamnă să gândești geopolitic fiecare mișcare. De-aia ar merita Kirikeș să fie ministru apărării, să joace și el undeva. Iar ce se întâmplă acum e doar începutul, da. Să vedeți cum o să boicotăm noi campionatul mondial din 2022 din Qatar în semn de protest pentru situația din Orientul Mijlociu. Păi da, bă, până nu terminați cu prostiile astea, noi nu mai ieșim cu voi la fotbal, da? Băi, băiatule, câte lucrări astăzi! Începe o renovare la Casa Poporului, da? S-au plâns parlamentarii că le plouă în gât, că, de, așa e când n-ai cap, că e frică, bate vântul, așa că gata, s-au hotărât să înceapă lucrarea. Hai, băgați marfă! Aici e greu, bă, nu-i ca la legile justiției, în 3 zile să fie gata. Deși, cine știe, dacă se apucă Iordache și Nicolicea, s-ar putea să știe și cu bidineaua, bă, nu doar cu pixul. Vin și băieții de la USR cu muzică și coreografie, vine și PNL-ul cu chitara lui Orban, apare și Nea Traian cu o sticlă de ceva, să vezi cum se renovează Parlamentul regie proprie? Clădirea va fi izolată și terasele respective vor fi reparate. Pentru lucrările de renovare la Palatul Parlamentului se cheltuie aproape 1 milion de euro. De asemenea, va fi făcut pentru prima dată după 20 de ani un audit energetic al clădirii. Odată cu auditul energetic, se încearcă obținerea avizului pentru securitate la incendiu. Uite, chestia asta spune multe despre noi ca țară sau ca și țară, cum ar spune majoritatea politicienilor. Clădirea în care se fac legile a funcționat multă vreme fără intabulare, fără recepție, fără diverse avize. Era așa, clădirea nimănui, o casă părăsită. La un moment dat a fost ocupată de niște oameni care din plictiseală s-au apucat să facă și legi. Asta e România, să mor! Vor fi reparate și cele 36 de grupuri sanitare pentru care Parlamentul plătește 370.000 de euro. Tot la capitolul achiziții se cumpără hârtie igienică, săpun lichid și materiale de curățenie în valoare de 35.000 de euro. O, 10 bătrâne pentru fiecare grup sanitar, e ceva. Poate faceți câteva toalete și în fundul curții, băieți. Păi dacă tot e Casa Poporului, așa ar fi corect, nu? Dar destul cu vorba, ar trebui să vă apucați mai repede. Asta e greu la noi, mă, să te apuci. După aia toate merg rapid. Păi da, vor repara băieții acoperișul, dărâmă 2-3 pereți, pun o gresie, o faianță, un parchet. Iar la final trebuie să fim cu ochii pe ei. Nu cumva să ne trezim ca așa din viteză, scot palatul și la vânzare. Eu zic să fim atenți pe toate site-urile de imobiliare, că nu se știe niciodată. Mă, și exact când credeam că medalia de aur la Olimpiada Miniștrilor Nesimțiți este adjudecată, iată, vine tare din urmă un băiețaș. Dar cine-i tipul, că nu-i vedem bine fața? Dar ce viteză are! La o parte, la o parte, protejați copiii, ascundeți gravidele, că va fi prăpăt când trece ăsta. Sunt imagini deplorabile filmate pe cel mai mare aeroport din țară. Este una dintre căile de rulare de pe Otopeni. Arată ca după război. Întrebat dacă știe despre această situație, ministrul transporturilor Lucian Șova i-a ironizat pe jurnaliști. Mă întrebați dacă am fost pe pistă. Cred că este interzis pietonilor să meargă pe pistele de avion. Presupun că există unele disfuncționalități. Știm din cultura publică faptul că ar trebui și urmează a fi reabilitate întâi una din piste, apoi cealaltă. Mamă, ce Caterinca avem în noi! Ce vorbești? De când așteptam un șmecheraș de ăsta să-l alergăm puțin, mișto ar fi să-l alergăm pe pistă. Atunci ar avea cele mai multe șanse de a da în gropi. Sigur îi place, sigur, din privire se vede. Auzi, este interzis pietonilor să meargă pe piste. Adevărul e că o funcție mai mare decât aia de pieton nici n-ar merita arogantul. Ministrul pietonilor. Vizibil epuizat de întrebările jurnaliștilor, ministrul Șova evită să răspundă și ce se va întâmpla cu pasajul de la Domnești din Ilfov, acolo unde lucrările de construcție au fost din nou amânate. Vor fi expropriere suplimentare pentru pasaj, pentru... I s-a dat niște bani, mi-ar plăcea să vă pot răspunde, dar mă inhibă camerele de filmat. Cum?
ce-ți fac camerele, cocoșel? Nici nu se înțelege dacă zice inhibat sau înhibat sau intubat sau turbat. E ultima lui problemă, oricum. Câtă nesimțire să ai ca să răspunzi așa? Tu chemi jurnaliștii la conferința de presă, după care zici, v-am chemat aici ca să vă spun că nu pot să vorbesc, în schimb, o să încerc niște glume de băiat bătut în cap. Ne-am lămurit, da? Mă rog, nu că aveam cine știe ce speranțe. Da, fraieri cum suntem, ziceam că poate o trage și el o linie continuă, măcar pe o șosea undeva. Nimic, tăticu, pământ de flori și ăsta. Și cu coada pe sus. Continuăm cu vești foarte bune. Se mișcă mediul de afaceri, crește economia. Uite, Episcopia Slatinei și Romanaților și-a înființat firmă de pompe funebre. Excelent! A apărut o înregistrare audio în care episcopul Slatinei le face subalternilor instructajul. De fapt, stai, episcop sau manager? Există funcția de episcop-manager? Episcop-director de vânzări? Preot de distribuție? Dascăl de marketing? Au și încărcător-descărcător? Acolo la... Mă rog, lasă. Haideți mai bine să ascultăm câteva direcții stabilite în cadrul corporației la un meeting de strategie. Aș vrea să ne dați cât vă cheamă să spoveniți pe lucrurile noastre. Că se simte rău, să știți pe episcopia națională și la servicii punerea. Vă las aici, aveți numerele de telefon, aveți prețurile, etc. Deci așa, targetul e clar, muribunzii. Preoții să aibă mereu pliante la ei, 15-20 câte cred ei că au nevoie. Șeful pare de treabă, da? Nu le pune încă un obiectiv clar, dar să fie atent să nu distribuie pliantele în biserică, pentru că acolo n-are sens. Nu prea vin muribunzi. Cei care merg la biserică, uită, domne, după 5 ani că au primit ei o ofertă de la episcopie. Care vedeți că se duc, se apropie de noastră viață. Dați-vă celor care credeți că chiar vor avea nevoie de timpul cel mai apropiat de așa. Așa, așa, la un moment dat episcopul șef îi ceartă totuși pe părinței că anul trecut au nesocotit sarcinile primite și business-ul se pare că a stagnat. Ce preocupări totuși, măcar să dea bonuri și facturi, că și așa îi acuză lumea că bagă banii în buzunar și uită să taie chitanță. Cum ar fi să abordeze episcopia și alte domenii? Astea care merg, desigur, uite, saloane de nunți, deși de-astea înțeleg că mai au, farmacii, cazinouri, ruletă, unde se joacă doar pe negru, normal, și mereu câștigă casa. Și să apară și o bancă, domne, numai cu ghișeu pentru depuneri, se știe. A, da, și reprezentanțe auto, clar, acolo preoții sunt cei mai buni. Bun, și acum să rezolvăm și cazul cu unirea asta. După cum probabil ați aflat, mai ales dacă urmăriți programele TVR, astăzi se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. A fost paranghelie și în Parlament am vorbit. Să vedem ce au de spus despre unirea cu Republica Moldova oamenii lui Răzvan Anghelescu. Vax Populi. Credeți că România ar trebui să se unească cu Republica Moldova? Vi se pare important? Vi se pare... Nu știu ce să zic. Nu știu. Așa ca să mărească suprafața țării, ar fi bine. Se împlinesc 100 de ani de la unirea Republicii Moldova cu România. Plus să întreb dacă, nu știu, credeți că România ar trebui să se unească sau nu cu... Normal. De ce credeți? E ceva normal. Aia sunt ai noștri, sunt frații noștri, sunt... vorbim aceeași limbă, alea că au fost niște idei care ne-am despărțit, tâmpiția care ne-am despărțit. E normal să fim... ai noștri, sunt ai noștri. Dacă trebuie să unească sau nu e o prioritate, n-ar trebui? Din punctul meu de vedere nu consider că este o prioritate, dar având ca repere istoria, cred că ar trebui o unire. De ce nu e o prioritate? Haideți să o luăm pe rând. Pentru că ar putea apărea decalaje între, din punct de vedere economic, între zone. Bine, oricum Moldova, ca actuala România, este mai jos din punct de vedere economic. Dar decalajul care ar apărea din punct de vedere economic după unire, discrepanța ar fi mult mai mare. Unirea Basarabiei cu România. Vreau să întreb dacă credeți că România ar trebui să se unească cu Republica Moldova, cu Basarabia.
Vi se pare important? Vi se pare o prioritate? Sau? Da. Da. Dar nu văd cum în vremurile astea, că prea multă agitație. Altceva nu vă vreau. De ce credeți că ar trebui să ne unim cu Republica Moldova? Ca în poveștile alea în care suntem mai mulți mai bine. N-am că e absolut nimică. Sunt ca și noi. Eu aș fi de acord să ne unim, că suntem deja uniți, doar trăim România. Cine desparte România de Chișinău sau, mă rog, din Republica Moldova? Nu ne, noi... Credeți că suntem deja uniți cu ei? Eu cred că da. Dacă vrem aceeași limbă, normal, trebuie să... N-ar trebui să ne mai unim dacă suntem uniți? Păi de ce să ne unim dacă suntem uniți? Credeți că e o idee bună să ne unim cu Republica Moldova? Da, sigur, de ce să nu fie. O idee foarte bună. De ce e bine să ne unim cu... Pentru că am fost să ne unim, eu știu, am fost o singură țară noi, nu? Da. Și n-ar trebui să fim... Vă întreb, nu vă cer sau... Dar ar trebui să fim uniți. S-ar opune rușii la unirea asta? Putea să... Știm că este o problemă foarte periculoasă Rusia, pentru, nu numai pentru noi, mai ales pentru între globul pământesc, mai ales când a arătat și cu proiectele alea care le-a făcut. Alea e o problemă rușii. Cum să facem să-i păcălim pe rus să ne unim cu... Trebuie să-i păcălim. Cum să facem? Spuneți-ne asta. Mergem cu japca, îi aducem la noi. Ei, ce, rușii, ne-am bătut cu ei, nu ne e frică de ruși. Credeți că își doresc lucrul ăsta? Adică majoritatea își dorește lucrul ăsta? Așa, din ce i-am văzut? Din prietenii care am acolo, pentru că am prieteni în Moldova, din ceea ce îmi zic, își doresc. Bine, mai puțin zona separată este Transnistria, care în mod cert vrea să rămână separat. Dar... ar fi interesant de făcut un referendum pe tema unirii. Pentru cine ar fi un avantaj dacă ne-am unit? Pentru ei sau pentru noi? Cred că mai mult pentru ei. Pentru ei. De ce? Păi eu zic că fiind mai amărâți, mai nu știu ce, nu ați văzut că vor să-i ajute cu câte și mai câte. Mai simțiți așa, atât vă mai întreb la final, mai simțiți că suntem frați cu ei, mai simțiți așa, sau s-au mai pierdut legătura asta așa? Sincer, s-a mai pierdut, nu vedeți că nu prea mai e ce a fost așa. Credeți că se poate face unirea? Depinde de prea multe. Care ar fi cea mai mare piedică? Rușii sau? E o piedică și politică, dar cea mai importantă e conștiința. Ziceam eu în prima parte de infrastructură, dar uite, domne, că s-a mai rezolvat un obiectiv de ăsta. Nu se mai face nici linia de tren de la București la aeroportul Otopeni. Hai mă că am bifat-o și pe asta. S-a mai dus una dintre promisiunile guvernului pentru marele campionat de fotbal Euro 2020 și în general pentru cetățenii români care tot speră să aibă și ei acasă ceea ce văd prin străinătate. Sau pentru musafirii care din motive numai de ei știute, se tot aventurează pe aici, pe la noi. Sigur nu o să reușim. Adică o să încurcăm și circulația, pentru că dacă vine campionatul, o să stricăm una sau două benzi de circulație, cu devieri, și atunci am ales varianta că e mai bine să lăsăm așa. Doamne, Doamne, unde-i găsiți pe ăștia? Auzi, directorul CFR-SA. Am ales varianta că e mai bine să lăsăm așa. Îmi place la nebunie. Ăsta ar fi un slogan perfect pentru România. Mai bine lăsăm așa, că dacă facem prostia și imprudența de a ne apuca de muncă, stricăm și ce avem, domne. Sigur nu o să reușim. Că dacă dă prost, asta este, dar eu vă spun ce am discutat și ce a rămas pe hârtie. Aaa, bună și asta, șeful. Aur, aur. S-o reținem, da? Dacă dă prost, asta este. Deci să facem o recapitulare. În urmă cu 4 ani, capitala României se combină la organizarea campionatului european de fotbal din 2020, alături de încă 12 orașe din Europa. UEFA ne-a dat și nouă 4 meciuri la această competiție, deși nu înțeleg nici astăzi cum a fost posibil. Cred că ai noștri au rămas blocați. Bă! Ăștia de la UEFA sunt nebuni, mă. Chiar ne-au acceptat candidatura. Ce ne facem? Păi ce să facem? Simplu. De atunci, din 2014, am impresia că ne tot chinuim să-i facem să se răzgândească. Și nu reușim. Nici asta nu reușim, vă dați seama? Am bătut palma cu UEFA. Am primit un dosar atât de bibliograf, dacă se vede la cameră. Ai văzut 30 cm teancul de cam ce trebuie să facem. Am fost foarte mândri, probabil, în momentul ăla. Și prea s-a făcut nimic. Pe românești. Avem 4 stadioane, stadionul național, slavă Domnului, e viu.
e acolo, dar ne mai trebuiau 4 stadioane. Ba nu, domne, nu ne trebuia. Mai exact, nu se știe. Nu se știe dacă trebuia sau nu autostradă care să ne lege de Europa, dacă trebuie sau nu metrou până la aeroport, dacă trebuie sau nu tren, dacă trebuie stadioane, nimic nu e clar. Consilierul guvernamental Gică Popescu, adică Baciul, da, a declarat ieri că de fapt nu suntem obligați să facem stadioane. Pare că a fost așa, mă, o vorbă aruncată la un pahar de vin. Și oricum, din cele 4, au rămas doar vreo 3. Hai, 2 și jumătate. Iar curând o să ne trezim că nici măcar echipă de fotbal n-am reușit să construim pentru campionatul ăla. Aolo, s-a făcut 2020 și noi n-avem echipă, domne, avem doar 7 jucători. Ce facem, boss? Am ales varianta că e mai bine să lăsăm așa. Haideți să facem și o faptă bună săptămâna asta, că la rele nu ne întrece nimeni, vorba aia. Radu și Cătălin sunt doi copii care stau împreună cu părinții în locuința unui om căruia i s-a făcut milă de ei după ce au fost nevoiți să plece din casa bunicilor. Da, sunt mulți copii în situația asta în România și le mulțumesc celor care ne semnalează aceste cazuri, pentru că doar așa și împreună cu voi, desigur, îi putem ajuta pe acești copii. Mai vorbim după ce îi cunoaștem pe Radu și pe Cătălin. Zi-mi cum te cheamă și câți ani ai. Radu Ionuț. Și câți ani? Fac 13 acum în martie. Mulți înainte. Și în clasa? Clasa a 6. Ce mare ești. Ai fost la școală azi? Da. Ai avut curaj? Da. Care e materia ta preferată? Ticul. Să știi că trebuie să-mi explici în termeni foarte simpli. Ce înseamnă asta? La calculatoare. Adică informatică, da, nu? Informatică. Faceți informatică la școală? Da. Și mai departe la liceu ce faci? Te duci spre zona asta? Da. Da? Adică ce te faci tu când o să fii mare? Hai să o luăm așa. Eu polițist aș vrea să mă fac. Jandarm, așa. Polițist, jandarmul, informatician sau cum? Cu de toate? Păi de ce polițist, jandarm? Ce-ți place la meseria asta? Nu prea știu ce-mi place. Îmi place așa... Uniforma, prestanța, adică ți se pare că ești polițist, ești... Cum e, foarte cool așa, nu? Nu? Da. Asta era. Uite că vine iepurașul, da? De ce ți-ai dorit foarte mult? Un telefon. Cred că nici nu trebuia să vă întreb că aș fi ghicit un telefon, nu? Da. Voi locuiți cu chirie? Da, dar nu plătim chirie. Nu plătiți și ați avea nevoie de o casă? Că eu așa am informații, că ați vrea căsuța voastră. Ia zi-mi tu, cum e cu căsuța asta? Da, am cam avea nevoie. Unde ați locuit înainte? La tataia. Și ați plecat de la tataia de ce? Casa mai bătrână, mai urâtă, nu mai stă mult să dărâm. Să dărâma și voi nu mai aveți unde sta, nu? Da. Și asta va trebui vouă cel mai mult o casă? Da. Da? Aici cum stați? În câte camere? Deocamdată stăm într-o cameră, pentru că în partea cealaltă nu este sobă, nu face căldură. Cum te cheamă, câți ani ai? Eu mă numesc Cătălin și am 9 ani. Și ai 9 ani. Și ești în clasa A? 3-a. Oh, ești mare. La școală cum e? Care e materia ta preferată? Matematică. Păi de ce? Îmi place mai mult. Îți place mai mult decât româna sau decât altceva? Da, altceva? Decât română. Și când ai să fii mare, ce te faci? Un jandarm. Păi un polițist și un jandarm. Tu de ce te faci jandarm? Pentru că îmi place. Ce îți place anume? Îmi place multe, toate alea. Toate alea, de la baston la chipiu, nu? Ca să... Da. La uniformă, nu? Da. Cum e cu iepurașul ăsta dacă vine? Ce-ți dorești de la el? Tot un telefon. Pentru că nu avem. Dar ce faceți voi cu telefoanele așa în general? Uite, întreb și eu. Ce-i faceți cu telefonul? Hai ce trebuie. Te-ai juca pe el, jocuri, nu? Da. Bine. Vezi, măcar să fim sinceri, da? Bine. Deci trebuie să facem rost de 2 telefoane, da? Da. Și am scăpat. Da, 2 copii care învață bine și care își doresc și ei câte un telefon.
Cine vrea să ajute ori cu un telefon, ori cu niște bănuți necesari unui avans pentru casa pe care vor să o cumpere părinților, e rugat să dea iute de veste la ceasulbun@stareanației.ro. Vă răspunde de îndată responsabila noastră de ceasuri bune, Cristina Hurdubaia. Ah, și încă ceva. Dacă știți sau auziți de copii foarte buni la învățătură, ori la vreun sport, la vreun instrument, copii care ar avea nevoie de ajutorul nostru, vă rugăm de asemenea să ne anunțați. Mulțumim! Ne vedem marțea viitoare cu un alt caz. În curând veți afla amănunte și despre bursele pentru copii pe care Starea Nației le oferă. Sperăm cu ajutorul vostru să fie cât mai multe. Ne vedem și mâine, tot aici, noapte bună! Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.